Isabela Vasiliu Scraba, Bolșevic inamic și amic sau Călătoriile psi a lui Darie, despre novela Ivan de Mircea Eliad. Moto. Pe de o parte, un scriitor nu poate fi absent în momentul său istoric, iar pe de altă parte, el nu poate fi permanent prezent. Mircea Eliade. La Sorbona, în februarie 1976, cu ocazia festivității de decernare a titlului de doctor honoris causa, profesorul Michel Maslin observase că rezultatele cercetării de filozof al religiilor întreprinse de Mircea Eliade se găsesc și dincolo de excepționala sa operă științifică. Unele rezultate mai trebuie căutate și în opera sa literară. O confirmare a acestei juste observații o aflăm odată cu citirea povestirii Ivan, compusă de Eliade în 1968, savant despre care Vittorio Vettori scrisese că la scară mondială, ca istoric al religiilor, Mircea Eliade este de multă vreme liderul de necontestat al acestei discipline. Novela eliadescă Ivan, publicată în două numere ale revistei Destin de la Madrid și apoi cuprinsă în volumul intitulat În curte la Dionis, evocă în subsidiar războiul pentru Basarabia și Bucovina de Nord, anexate în 1940 de Stalin în bună înțelegere cu Hitler. Locul și timpul evenimentelor narate sunt atent precizate. Cadrul este dat de cele vreo 10 zile de retragere a 3 soldați români prin Ucraina la sfârșitul lui august și începutul lunii septembrie. Anul 1944 se deduce din câteva indicații de la paginile 397 și 398. Prima, de câteva zile nu se mai aude artileria românească. Și a doua, treceau convoaie de prizonieri pe șosea și erau mulți răniți, cădeau și rămâneau pe marginea șoselei până se îndura Dumnezeu sau vreo santinelă din convoiul următor și nu se mai chinuiau. Neobservând aceste semne ușor de interpretat, unui doctor în Eliade îi se năzărise a vedea în novelă un film sovietic de după război, mai exact un film internaționalist proletar cu câțiva români, majoritatea militar cu o situație incertă, dezertori, rătăciți sau pur și simplu soldați care încearcă să scape de o încercuire iminentă, care încearcă să salveze un moribund sovietic, un Ivan. Decimarea armatei, după ce românilor li se ordonase la 23 august 1944 să înceteze lupta, apare încă și mai pregnant în imaginea de la sfârșitul novelei, când trec apa Styx-ului o mulțime de români care se întorc acasă pe deasupra fluviului ca și cum ar fi trecut pe un pod nevăzut. Căci mulți soldați fuseseră răpuși de inamicul, continuând războiul de ei început prin cotropirea teritoriilor românești din vara lui 1940. Armata română a fost trădată și imobilizată de propriul ei șef în timp ce se afla în luptă cu inamicul. Un act fără precedent în istoria militară s-a putut citi într-o istorie a românilor din 1994. Urmarea iminentă a proclamării unilaterale a armistițiului de către tânărul rege Mihai a fost așadar decimarea armatei sugerată în novela Ivan prin focul continuu de 6 zile, după care, din plutonul condus de elevul Tere Darie Constantinescu, n-au rămas decât Zanfira și Iliescu la finele lunii august 1944, când au dat de muribundul bolșevic Ivan. Pe de altă parte, actul de la 23 august 1944 i-a oferit lui Stalin posibilitatea de a lua ca prizonieri sute de mii de ostași care încetaseră lupta, români cu care au umplut mai bine de 5 ani numeroase lagere de exterminare
prin muncă forțată din URSS. Proaspăt licențiat în filozofie, Darie Constantinescu ajunsese pe front în iulie 1944. În septembrie, când începuse în Ucraina culesul porumbului, elevul tere Darie își amintește că îl cunoscuse pe medicul Procopie cam de 3 luni de zile fiind în același regiment. Darie s-a rănit într-un accident cauzat de vodka rusească, vodka lui Ivan, băută când nu trebuia, adică în stare de mare epuizare fizică după cele 6 zile de luptă la pod și încă niște zile de retragere spre casă fără apă sub soarele torid al sfârșitului de vară, flămând însetat și nedormit, permanent în alertă, să nu dea peste ei vreo patrulă bolșevică. A călcat neatent într-o groapă, s-a dezechilibrat și s-a descărcat carabina, producându-i o rană care s-a infectat. Deși amenințați de superiorul lor cu trimiterea la curtea marțială, Iliescu și Zanfira refuză a executa ordinul rănitului să-l împuște sau să-i încarce arma cu care să se împuște singur. Asemenea lui Dumitru, din novela O fotografie veche de 14 ani, cei doi soldați sunt și ei niște întârziați pe drumul mântuirii. Darie Constantinescu are parte de o întâmplare cumva similară cu cea lui Gavrilescu, dar cu marea deosebire că filozoful Darie conștientizează riturile de trecere ale morții, în timp ce modestul profesor de pian din povestirea la Țigănci le traversează într-o stare de totală buimăcire. O altă noutate rezidă în implicarea viselor în voiaje psi și retrăirea experiențelor din vecinătatea morții pe fondul bolii și epuizării fizice. Surpriza ultima ce l-așteaptă pe cititorul acestei excepționale novele, pe care odată ce a început să o citească nu mai poate lăsa din mână, este că sufletul lui Darie, desprins de corp și pornit pe tărâmul de dincolo cu acea beatitudine de care vorbea și străinul Onofrei din povestirea Podu, se întoarce în corpul rănit, fiindcă uitase să-i binecuvânteze pe Iliescu și Zanfira, care îl căraseră nopți în șir, fie pe carabine, fie pe o manta rusească. Evenimentele propriu-zise se desfășoară cu extrem de puține personaje, deși la derularea filmului vieții lui Darie mai apare logodnica sa Laura și alte câteva persoane în viață, doamna Machedon, Adela și judecătorul, amestecate indistinct cu persoane decedate, precum Ivan Arhip, cu care făcuse cândva o excursie în Piatra Craiului, și cei cunoscuți pe front ca locotenentul și doctorul Procopie, în tinerețe pasionat de filozofie. Citisem undeva de o pisică având obiceiul să se așeze pe patul pacientului care urma să moară într-un salon cu mai mulți bolnavi în stare gravă. În novela Eliadesc apare un câine care întâi îl recunoaște pe Ivan, apoi pe Darie. El te-a recunoscut, șopti Ivan. El a fost singurul care te-a recunoscut. Pe lângă Ivan, principalul partener de discuție al lui Darie în călătoriile lui Psi, personaje importante ale novelei sunt soldații Iliescu și Zanfira. Cei 3 supraviețuitori ai focului de 6 zile, în care și-au pierdut viața majoritatea ostașilor din Pluton, înaintează cu precauție spre casă într-o retragere întâi marcată de găsirea muribundului Ivan, apoi de rănirea lui Dari. Din cei 3, Iliescu se distinge printr-un simț de orientare ieșit din comun. Novela se derulează cu imagini alternate, unele din câmpia ucraineană, altele din voiajele psi al lui Darie, la sfârșit cumva oprită pe secvența în care Zanfira și Iliescu îl cară pe muribundul Darie, după ce mai înainte cu vreo 9 zile l-au purtat pe Ivan o oră
în speranța că acesta îi va binecuvânta. După o credință populară, binecuvântarea unui moribund ar aduce noroc. Și tocmai de noroc aveau ei cea mai mare nevoie, căci șoselele erau pline de camioane rusești, focul combatanților bolșevici îi putea ucide în orice clipă, iar avioanele nemțești bombardau zona zburând la mică altitudine. Cine citește novela din volumul apărut în 1981, are surpriza să dea peste intervenția Inchiziției comuniste, care a șters cuvântul bolșevic din exclamația grijania lui de bolșevic, izbucnită spontan printre dinții soldatului Iliescu, bănuindu-l pe rusul muribund, denumit generic Ivan, că se preface a nu înțelege ce i s-a cerut. Cei doi soldați, Iliescu și Zamfira, luptaseră de vreo 2 ani cu dușmanii bolșevici, teoretic deveniți după 23 august 1944, prieteni. Când s-a apropiat de bolșevic, agonizând la marginea Porumbiștei, Darie a izbucnit cu gras înnăbușit. Nu sunt foutu, Ivan. Nu sunt de povre tip. Save our souls. Bless our hearts, Ivan. Car nu sunt foutu. Mai târziu va adăuga că nu doar românii sunt terminați. Și bolșevicii au încurcat-o ca Ivan, care probabil n-a auzit de Iisus Hristos de când a intrat în școala primară. Îi spune muribundului purtat pe carabine. Filozoful Darie intuise momentul precis de când pentru soldații români trebuie să fi început nenorocul. Acela a coincis cu învingerea generalului Rommel în nordul Africii. În jurnalul portughez, Mircea Eliade consemnase că pe 8 noiembrie 1942 a început înfrângerea Germaniei și că diviziile germane retrase de la Stalingrad vor fi înlocuite prin divizii românești, ceea ce s-a și întâmplat. Zamfira și Iliescu făcuseră parte pe rând de nu știu câte plutoane decimate unul după altul. Mesajul pe care ei trebuiau să-l ducă locornicei lui Darie ținea de esența condiției umane în genere, să nu-i fie frică de moarte, că e lumină frumusețe, e ca o lumină mare. Nu era în mesaj nimic personal. Cei doi îndrăgostiți, având posibilitatea să converseze cu ocazia călătoriilor psia lui Dari. În novelă, când îi vorbește muribundului Ivan ca să-l țină cât mai mult în viață, Darie amintește de două începuturi. Primul a fost 13 martie, ziua când s-a născut. Al doilea început apare marcat de acel 8 noiembrie, când a înțeles că România a încurcat-o pentru eternitate. Dacă ar fi murit cu o zi înainte să se fi născut, ar fi fost un om fericit, ar fi ajuns în cer, unde cu ajutorul preotului, dacă o mai fi rămas vreunul, va ajunge în curând și Ivan. După 8 noiembrie, Darie a intuit că Dumnezeu se dezinteresează de lumea pe care a creat-o, că cerul nu mai există. Fiindcă oamenii sunt indestructibili, după moarte ei nu mai trebuie să se ducă să se odihnească nicăieri. Ideea că oamenii sunt de la începutul lumii și vor fi chiar după ce se va stinge ultima stea din galaxie, este de tipul evidențelor mutual contradictorii, practic de neînțeles. Cum mutual contradictorie este și postura lui Ivan ca bolșevic inamic și amic, sau ca ateu muribund din tabăra dușmană, de la care se așteaptă o binecuvântare creștinească dată cu inima sinceră. Binecuvântarea lui Ivan a fost și ea dată și nedată, cum precizează locotenentul într-una din discuțiile de pe tărâmul celălalt. Mai mult nedată, dacă cititorului nu-i scapă următoarea remarcă a lui Darie. Unde i-a fost binecuvântarea? M-am întrebat dacă nu cumva Ivan a dorit accidentul numai ca să mă poată întâlni și să-mi spună tot ce avea de spus.
În lumea de dincolo, în care ajungea elevul tere fie în vis, fie când leșina sau când tocmai era pe punctul de a muri de-a binele, bariera lingvistică dispăruse, putând conversa cu rusul Ivan, cu care persoanele cunoscute și decedate, precum Arhip și Procopie, începuseră într-un fel să semene. Pentru mici Eliade, teologia morții lui Dumnezeu, deși importantă ca fiind singura creație religioasă a lumii moderne, reînnoiește o temă a multor religii arhaice. Este tema lui Deus Otiosus, a zeului Leneș, care nu se mai preocupă de lumea pe care a făcut-o. Interesul față de această teologie modernă rezidă în faptul că, fiind ultima etapă a desacralizării lumii, identificarea sacrului cu profanul ajunge să camufleze sacrul în mod desăvârșit. Din punct de vedere filozofic, se pune întrebarea dacă o lume lipsită de zei poate constitui punctul de plecare al unei noi religii. Marele savant prezintă ca prim răspuns punctul de vedere al adepților acestei doctrine. Pentru teologii morții lui Dumnezeu, ceea ce rămâne după renunțarea occidentalilor la creștinism ar fi o nouă experiență religioasă ce își va trage seva din conștientizarea caracterului radical profan al lumii și o misterioasă coincidenție a opositorum, tradusă în novela Ivan prin formula de neînțeles a evidențelor mutual contradictorii. Al doilea răspuns are în vedere devalorizarea formelor istorice ale opoziției dintre sacru și profan. Odată cu dispariția religiilor, a simbolurilor, ritualelor și conceptelor bisericii creștine, spiritualitatea remanentă s-ar îndrepta spre întâlnirea omului cu sine însuși. În varianta întâlnirea omului cu sine însuși, ca o mică paranteză, ar fi de adăugat că după Père François Brune, un fel de papă a spiritismului modern ce folosește aparate electronice de înregistrare a mesajelor de lumea de dincolo, Dumnezeu le-ar fi oferit oamenilor semne și miracole prin intermediul sfinților și a unor mistici chiar necanonizați pentru a le reda sensul vieții eterne. La fel, experiențele din vecinătatea morții și toate câte țin de voiajele psi, adică de parapsihologie, au fost date de Dumnezeu pentru ca oamenii să aibă posibilitatea de a se detașa de lanțurile materialismului lumii moderne. În Occident, primul congres pe tema comunicării cu morții ce își continuă existența pe lumea cealaltă s-a ținut la Versailles pe 26 și 27 martie 1994. Dar să ne întoarcem la cea de-a treia soluție a problemei, ivită odată cu întrebarea dacă dintr-o lume desacralizată se poate naște o nouă religie, soluție prin care creștinul este scos din cosmos spre a fi plasat în istorie. Despre fericita intervenție a istoriei unde se întrupează spiritul, vorbise și un barman marxist din novela O fotografie veche de 14 ani. A treia variantă subliniază că opoziția dintre sacru și profan nu are sens decât pentru religii, iar creștinismul n-ar fi o religie. Soluția nu este însă atât de netedă cum pare la prima vedere, fiindcă ea, după Mircea Eliade, implică trei întrebări suplimentare. Ce este istoria? Cât poate prețui tentativa de a o sacraliza? Care ar fi acei oameni care vor să se salveze pe o asemenea cale? Dintr-o scrisoare a lui Vintilă Horia s-ar întrezări un răspuns la ultima întrebare suplimentare. Pe 6 iunie 1967, el scria că a ajuns la concluzia că omul nu se trage din maimuță, ci involuează către neamul simiesc. După bombardarea capitalei Egiptului, laureatul premiului Goncourt notase că ar exista două planuri de umanitate,
unul care suie și altul care coboară și se întâlnesc fără încetare într-un fel de dramatică confruntare, formând un fel de cruce a Sfântului Andrei, unul din brațe fiind suitor și celălalt coborător. Cei care suie sunt foarte puțini, restul sunt cei care nu fac altceva decât să dorească războaiele, forma perfectă în care se poate realiza puternica dorință de a ucide, dincolo de orice pedeapsă.